Recent, orașul Florești a avut parte de câțiva oaspeți deosebiți. Este vorba de reprezentanții guvernului Japoniei în Ucraina și Republica Moldova, care au venit cu o vizită oficială în orașul Florești. Tanaka Yoka, al treilea secretar a ambasadei Japoniei în Ucraina, a relatat că vizita nu este una obișnuită, dar are la bază întemeierea unor relații de parteneriat de lungă durată cu autoritățile locale. Aia este prea pasolistul Japoniei în Republica Moldova, care находится в Киеве. Ну, я сегодня присутствую для того, чтобы рассмотреть потенциальный проект, который представлен в вашей больнице районной. Problema care s-a discutat a fost insuficiența aparatelor medicale de diagnostic și tratament din cadrul Spitalului Raional Florești și modalitățile prin care se poate procura aparataj nou și performant pentru îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament în Raionul Florești. В этом проекте нам как это нас просили приобретение нового медоборудования, которое необходимо для улучшения качества диагностики в больнице. Пока мы уровне рассмотрения, поэтому нам сложно точно сказать конкретное оборудование. Până în prezent, pentru Spitalul Raional Florești au fost alocați peste 1 milion de euro din partea unor sponsori din Olanda și 2,5 milioane lei din partea Consiliului Raional. În cadrul ultimei ședințe a consilierilor raionali a fost discutată și propunerea de a se pune la licitație o construcție ce aparține spitalului pentru demolarea și restabilirea acesteia.